Mergem încrezător la, Oțelul Galați, venind după o victorie binevenită pentru noi și foarte importantă în compania sportului. Din păcate, avem câțiva absenți. Gore, Dâlbea, Beza suspendat și Zăgrean suspendat. Primii doi accidentați. Sperăm ca cei care vor intra în teren să reușească să suplinească lipsa celorlalți, așa cum au făcut-o și la jocul de la Pandurii. Mergem acolo să încercăm să scoatem un rezultat bun, să aducem punct sau puncte, pentru că, așa cum vedeți și dumneavoastră, campionatul e foarte strâns și toate echipele punctează. E foarte important să scoatem maximul din fiecare joc pe care îl jucăm. Încercăm să ne facem jocul nostru obișnuit și să închidem bine culoarele spre poarta noastră și să atacăm atunci când avem ocazia. Întâlnim o echipă bună, o echipă agresivă, cu un pressing foarte agresiv, echipa campioană a României, o echipă foarte bună, chiar dacă în momentul de față nu este acolo probabil unde își doresc, vor dori în mod sigur toate punctele puse în joc. Ne așteaptă un meci foarte greu, dar avem încredere că ne putem întoarce bucuroși de la Galați. Ne creăm multe ocazii, din păcate ratăm monumental, dacă se poate spune așa, și ajungem să tremurăm pe final, așa cum s-a întâmplat și cu meciul cu Sportul. Probabil dacă am fi dat golul 2 și 3 la ocaziile la care le-am avut, n-am mai fi avut problemele acelea pe final, dar... Păi cei care intră, așa cum a spus și Alex, trebuie să-și facă datoria, că de-aia suntem mai mulți în lot și nu cred că asta e o problemă, deși cei care lipsesc sunt puțin mai vechi și ne cunoaștem mai bine, dar și cei care au venit noi trebuie să ne ajute și să se ajute în principiu ei să au acum o șansă, trebuie să demonstreze și să rămână în echipă, de ce nu în continuare. Trebuie să ne concentrăm mai mult în fața porții, pentru că ne creăm multe ocazii, mai ales în meciul cu Sportul și la Târgu Jiu am avut 3 ocazii mari. Și sperăm să intre mingea în poartă, să fim noi mai concentrați în fața porții și să facem și noi surprize, pentru că este un retur al surprizelor și sperăm să facem și noi câteva surprize în aceste 3 meciuri care urmează, cel mai important, cel de la Galați. Noi mergem să jucăm și să ne facem treaba și să respectăm indicațiile care le primim și mai departe, evident, nu mergem cu gândul de răzbunare sau de... Mergem să ne facem treaba și să ne ajutăm pe noi să ne îndeplinim obiectivul la final. Nu cred că mai există trac, pentru că am simțit cum este în Liga 1, suntem de imediat un an de zile. Poate că pe experiența lor s-a spus cuvântul un tur, nu știu, încercăm să ne facem noi totuși treaba noastră, să nu conteze cu cine jucăm, fie că echipă mare, fie că echipă mică, pentru că de asta nu se mai ține cont acolo pe teren.